Bună ziua, dragi reprezentanți mass-media! Sunt Nadejda Tatarciuc, secretar general al Partidului Politic Pace, Acasă Construim Europa, și venim astăzi în fața dumneavoastră, alături de o parte a tinerilor din cadrul Partidului Politic Pace, fiind nemulțumiți de lipsa de responsabilitate a autorităților față de tinerii capabili din țara noastră. Știu că sunt foarte mulți tineri care se întreabă cum să ajung mai repede la succes. Ce să facă să trăiesc mai bine, aici, în țara mea? Cum să reușesc să am un job bine plătit? Dar mai întâi de toate este nevoie de a schimba mersul lucrurilor din fiecare structură a statului, de a căpăta încrederea oamenilor față de promisiunile politicienilor, capabili de a adopta legi în favoarea cetățenilor săi. Știm că mulți dintre tineri nu vor să se implice în politică din lipsa de încredere pe care aceștia o au față de clasa politică. Însă noi nu vrem să fim o altă generație scăldată în dezamăgiri. Dragi tineri, pentru noi sunteți foarte valoroși și vă vom oferi tot suportul și sprijinul pentru a vă ajuta să vă realizați proiectele. Noi suntem deschiși spre comunicare și dezbatere. Ne dorim să avem o conlucrare sănătoasă și prodigioasă pentru a reuși împreună să avem o clasă politică nouă. Vă vom oferi tot sprijinul și suportul de care aveți nevoie și gata. Timpul vorbelor a trecut. Trebuie să avem și rezultate palpabile. Noi suntem generația care poate readuce speranța politică națională. Vă mulțumesc! Acum o să rog pe colegii mei să se apropie să-și expună părerea și îl invit pe președintele Organizației Republicane de Tineret, Denis Sava. Bună ziua, doamnelor și domnilor, mulți stimați reprezentanți mass media. Țin să mulțumesc tuturor și mai ales colegilor mei pentru dorința de implicare și pentru faptul că astăzi și-au asumat să fie chiar ei schimbarea pe care doresc să o vadă în societatea în care ei trăiesc. Tinerii, de facto, sunt cea mai importantă și cea mai scumpă resursă de care dispune Republica Moldova. Noi, fiind cei care constituim a patra parte din populația Republicii Moldova și efectiv forța care mișcă lucrurile în țară. Din această cauză, dezvoltarea segmentului de tineret ar trebui să fie o prioritate de bază a autorităților și urmând ca cei din urmă să implementeze politici clare și constructive pentru segmentul tineret. În schimb, în orice context favorabil, din păcate, clasa politică precedentă menționează faptul că tinerii sunt viitorul acestei națiuni, însă nu ajung la activități concrete și clare care ar putea cumva dezvolta componenta tineret. Din păcate pentru noi însă, un exemplu concret pentru acest lucru ar fi crearea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Programelor și Activității de Tineret. Agenție care era programată încă pentru perioada aprilie 2016, iar ultima mențiune a ei a fost la 12 august 2020. De atunci au trecut însă 4 luni, nu am auzit încă concrete careva fapte și din păcate încă nu sunt în activitate cumva pentru guvernul nostru. Din cauza lipsei de responsabilitate de fapt a autorităților, în ultimii ani unele din cele mai importante și stringente probleme care se întâmplă la tinerii au devenit incapacitatea de asigurare financiară a tânărului, posibilitățile limitate pe piața muncii, discriminarea tinerilor pe piața muncii și lipsa oportunităților de dezvoltare a tinerilor. Acestea fiind doar câteva dintre problemele pe care întâmpină tinerii noștri în viața de zi cu zi. Lipsa mijloacelor de susținere și abilitare din punct de vedere economic și încadrarea acestor în câmpul muncii, dar și posibilitatea limitată de afirmare a tinerilor sunt, de fapt, principalele motive ale fenomenului despre care auzim și vorbim aproape în fiecare zi și vorbesc anume despre exodul în masă a tinerilor peste hotarele țării, acesta fiind cel mai reprezentativ efect al incompetenței autorităților. De-a lungul activității mele de voluntariat, am încercat constant să ajung la factorii de decizie pentru a le demonstra că noi, de fapt, suntem cei care am putea și am reușit, de fapt, să ne rezolvăm problemele. În schimb, am rămas dezamăgit de lipsa de inițiativă în suportul tinerilor din partea autorităților.
Partidul Acasă Construim Europa prezintă soluția clară și efectivă de rezolvare a problemelor tinerilor, incluzând componentele educație, implicare în procesul decizional al tinerilor, fortificarea cadrului legislativ al componentei tineriat, crearea și dezvoltarea spațiilor de agrement de care au nevoie tinerii, dar și asigurarea serviciilor calitative de către instituțiile abilitate de lucru cu tinerii. Am aderat la PACE deoarece aici vocea tinerilor este auzită. Iar viziunile noastre sunt luate în considerare nu doar ca dorințe și viziuni la nivel de vorbe, ele sunt deja încadrate în proiecte de legi și ulterioare hotărâri de guvern care vor fi implementate din primele zile de la accederea în Parlament și Guvernul Țării a Partidului Acasă Construim Europa. Tinerii nu doresc să plece peste hotarele țării. Tinerii au nevoie de un mediu favorabil de dezvoltare aici, acasă, alături de cei dragi și împreună cu PACE. Dacă ești tânăr din sat sau din oraș, din nordul, sudul sau centrul Republicii Moldova, te-ai confruntat și te confrunți în continuare cu problemele de care am vorbit eu și ulterior colegii mei, te îndemn să vii alături de noi în echipa Partidului Acasă Construim Europa. Vin alături de noi ca să fim noi acel factor de decizie, să facem cu mâna noastră schimbarea pe care ne dorim și de care avem nevoie. Noi suntem viitorul, dar și prezentul acestei națiuni. Noi suntem cei care va fi și sunt forța motrice în schimbarea acestei țări. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți mass media! Eu mă numesc Angel Cristina și sunt președinte a Organizației de Tineret din Chișinău. Astăzi vreau să vorbesc despre educație și problemele cu care s-au întâmpinat tinerii în această perioadă pandemică. În Republica Moldova, sistemul de învățământ este foarte învechit și, dacă să analizăm, este bazat mai mult pe teorie, iar școala nu oferă destule posibilități ca noi să ne dezvoltăm multilateral. Spre exemplu, în țările europene există schimb de experiență între elevii și studenții din diferite țări, pentru ca aceștia să poată interacționa cu diferite culturi. În SUA există voluntariatul obligatoriu, iar elevii sunt apreciați inclusiv pentru activitatea de voluntariat. Din păcate, în Republica Moldova, tinerii care se implică activ în tot ce ține de activități extracurriculare sunt penalizați, din păcate, de sistemul rigid de învățământ. Pe de o parte, școala promovează aceste activități, iar pe de altă parte, în realitate, tinerii care se dezvoltă individual sunt blamați și marginalizați sau deseori se confruntă cu diverse dificultăți. Sistemul de învățământ din Republica Moldova nu este adaptat la standardele internaționale. Tinerii nu sunt pregătiți de viața de adult. După absolvirea liceului, nu sunt capabili de a-și alege universitatea în care vrea să studieze. Acest lucru se datorează faptului că timp de 12 ani, aceștia nu au avut ocazia să-și dezvolte propriul potențial, să-și cunoască abilitățile și ulterior să-și creeze un climat favorabil în domeniul în care își doresc să se dezvolte. Deseori își aleg o facultate greșită, iar apoi sunt nevoiți să se angajeze în câmpul muncii într-un domeniu altul decât cel pe care l-a studiat la universitate. Programul școlar din Republica Moldova este destul de încărcat, dar nu este elaborat prin prisma psihopedagogiei. Din acest motiv, elevii nu studiază din plăcere, ci mai mult din necesitate, iar deseori nu reușim să asimilăm tot programul. În timpul pandemiei, elevii au fost privați de la dreptul la școlarizare, care este un drept fundamental al tânărului. Au fost impuse restricții, care de fapt, și eu sunt elevă și pot să afirm concret că de fapt nu se respectă. Și din acest motiv ne punem în pericol atât noi, cât și pe părinții noștri, bunicii, rudele, prietenii. Pentru mine, educația completă ar trebui să fie cea care valorifică potențialul copiilor. Ea ar trebui să ofere condițiile necesare pentru a-și descoperi chemarea, pentru a face ceea ce le place și pot ei să facă mai bine. Este extraordinar să te trezești dimineață și cu zâmbetul pe buze să te duci la oficiu, la școală, la birou, la atelier
Și nu contează ce faci, design vestimentar, consulți pacienții sau ești grădinar, orice muncă este utilă și îți poate înnobila viața. În sistemul nostru de educație, elevii nu au ocazie de a încerca mai multe opțiuni sau activități. În condițiile în care bazinele de not, de exemplu, sunt prea puține, cine știe câte talente se risipesc? Dacă la școală teoria este mai mult decât permite orarul, cum poate ști un elev dacă este priceput la mașina de cusut sau în domeniul actoriei? Școlile profesionale sunt din nou la începuturi, iar meseria, din păcate, se învață cu creta, la tablă. Tinerii sunt prezentul și viitorul acestei țări. Statul ar trebui să elaboreze politici concrete, speciale de implicare socială, de protecție și de promovare a tinerilor. Un stat care nu își prețuiește tinerii nu are viitor. În acest sens vin cu un îndemn față de tinerii din municipiul Chișinău și din suburbii și luând în considerare toate cuvintele pe care le-am vociferat înainte, vreau să fiți convinși că dacă sunteți de acord cu ceea ce am spus eu, locul vostru este la noi în echipă. Eu vreau ca tinerii și vocea tinerilor să fie auzită, iar noi putem face schimbare alături de Partidul Pace. Vino la noi în echipă și vei simți ce înseamnă lucru în echipă, sprijin, curaj și treptat vei înțelege că lucrurile se schimbă spre bine, alături de Pace. Mulțumesc mult! În continuare, îl invit pe Alexandru Cârpa, membru în cadrul Organizației de Tineret Chișinău. Bună ziua! Eu consider că tinerii sunt o componentă importantă în societatea noastră. Consider că tinerii, faptele făcute de ei, rezultatele aduse de ei, au importanță nu doar pentru ei, dar pentru societatea în ansamblu. Analizând problemele cu care se confruntă tinerii, am decis să ne unim eforturile aici cu tinerii pentru pace. Și, 1. Dacă dorim să avem capacități practice, dacă dorim să avem oportunități de angajare la muncă, dacă dorim să creștem în carieră, avem nevoie de dezvoltarea sistemului dual de învățământ și de aplicarea lui pe scară largă în Republica Moldova. 2. Dacă noi, tinerii, dorim ca și pe viitor să nu ne ciocnim cu astfel de problemă în învățământ, cum ne-am ciocnit acum în pandemia COVID-19, când am avut bariere la învățat, este necesar un sistem la nivel național de învățare. Acesta, pe viitor, să se transforme în acea platformă eficientă de învățare pentru fiecare tânăr care singur își poate alege profesorul pentru a primi cea mai calificată informație. 3. Dacă dorim să avem un stagiu de practică plătit în afara instituțiilor de învățământ, avem nevoie de un mecanism, iarăși, național, unul clar și accesibil pentru fiecare tânăr, pentru dezvoltarea acestuia. Un mecanism în care statul, prin instituțiile de învățământ, să conlucreze cu agenții economici, ca, în rezultat, să avem un tânăr dezvoltat. Dacă ești tânăr, student la universitate sau la colegiu, persoană care s-a întâmpinat cu astfel de probleme în cadrul activităților lor, veniți în echipa Pace, deoarece tinerii trebuie să iei inițiativa în propriile mâini și cu curaj, perseverență, muncă, să rezolvăm acele probleme cu care noi ne întâlnim. Mulțumesc! În continuare, o invit pe Liliana Trofimciuc, membru în cadrul Organizației de Tineret. Bună ziua! Mă numesc Liliana, sunt membru a Organizației de Tineret în cadrul Partidului Acasă Construim Europa. Sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre
dintre problemele cu care se confruntă tinerii din țara noastră, probleme cu care, la rândul meu, m-am confruntat și eu. În ultimii ani, majoritatea tinerilor emigrează peste hotarele țării în căutarea unui viitor mai bun, unui post de muncă bine plătit sau pentru a-și face studiile. Eu am plecat în România pentru a-mi face studiile. Încă de la o vârstă fragedă mi-a părăsit casa și familia. Aveam 16 ani. Ceea ce m-a motivat să învăț în țara vecină a fost calitatea înaltă de studii, a fost o bursă solidă, necondiționat. Studiile liceale sau colegiale sunt absolut gratuite pentru moldoveni. Alte motive ar fi corupția din sistemul de învățământ în Republica Moldova și sistemul învechit de instruire promovat de actualul Minister al Educației. Toate cele prezentate anterior reprezintă în continuare un stimul pentru ca tinerii să părăsească masiv țara. Acest fenomen se datorează faptului că autoritățile moldovenești desconsideră importanța susținerii tinerilor atât pe plan financiar, cât și educațional sau social. În schimb, statele europene oferă mai multe facilități tinerilor moldoveni. Chiar și așa, spiritul patriotic, dragostea și dorul față de cei dragi m-au adus înapoi acasă. Știu că în această situație ca și mine se află sau s-au aflat mulți tineri care își iubesc țara, rudele și prietenii, dar sunt nevoiți să fie departe de ei. A doua problemă care este actuală, cu care am fost nevoită să mă întâlnesc încercând să-mi câștig existența reîntorcându-mă acasă, a fost angajarea după studii. Toate ușile sunt închise pentru proaspeții absolvenți de colegii sau facultăți, din motivul lipsei de experiență, care, paradoxal, se dobândește doar prin activitatea în domeniul studiat. Ușile sunt deschise doar pentru persoanele care sunt privilegiate, care își ating scopurile doar prin intermediul termenului de cumătrism. Iar tinerii cinstiți, care au cunoștințe, care pot oferi multe țării noastre, nu au nicio șansă. Astfel, tinerii sunt nevoiți să activeze în domenii care nu îi reprezintă, în care nu se regăsesc sau, în final, să părăsească definitiv țara. Și atunci îmi pun întrebarea, în aceste condiții, cine va rămâne în țară? Și pe cine vor mai conduce autoritățile, când noi, cei care reprezentăm viitorul, alegem să devenim cetățeni de plini ai altor țări, care ne apreciază și ne oferă mai mult sprijin decât țara noastră mamă? Vin cu un îndemn față de toți tinerii care sunt în aceeași situație ca și mine. Își iubesc patria, însă nu-și văd viitor, un viitor decent acasă. Cum au luptat strămoșii noștri pentru independență, să luptăm și noi acum pentru a învinge sistemul infect din țara noastră, să ne mobilizăm împreună pentru a ne construi cu propriile forțe și dăruire un viitor frumos acasă. De aceea eu încrezător am făcut un pas în echipa partidului Acasă Construim Europa. De ce? Pentru că aici sunt ascultată și auzită. Și aici voi participa personal la implementarea reformelor necesare, ca alți tineri ca și mine, care lasă un trai decent în țările europene, oportunități uriașe, un viitor prosper garantat și revin acasă, fiind ghidați de simțul înalt al responsabilității și patriotismului, așa cum am fost ghidată și eu când am revenit, să nu se ciocnească de instituțiile statului birocratice, de impedimentele create artificial și de imposibilitatea accesării unui loc de muncă unde ar putea să-și aplice cunoștințele înalte, asimilate într-un stat european sau chiar la noi acasă, dar să fie acceptați, susținuți și încadrați în câmpul muncii, să le fie acordat un suport enorm și deschidere fără de precedent pentru aplicarea cunoștințelor cu ajutorul cărora vor contribui la dezvoltarea și prosperarea statului nostru. Haideți împreună acasă să ne construim Europa. Mulțumesc! În continuare, îl invit pe domnul Denis Roșca, prim vicepreședinte a Partidului Politic Pace.
mulțumesc că ați dat curs invitația noastră unor altă presă. Republica Moldova este un stat foarte talentat. Dacă să ne uităm după ratingul internațional, noi ne ocupăm locul 11 pe glob după nivelul IQ. Dacă ne uităm după performanțele pe care le au tinerii din Republica Moldova, noi găsim 10.000 de tineri care au câștigat olimpiadele internaționale sau naționale. Unde sunt acești tineri? Statul Republica Moldova, până în prezent, toate guvernele care au fost, au uitat să elaboreze politici pentru aceste persoane. Deoarece tinerii se regăsesc peste hotare. Ei fac performanțe înalte pentru alte universități, pentru alte industrii, pentru alte tehnologii avansate. Mulți din tinerii noștri au fost multipli campioni mondiali, fie că în matematică sau alte științe exacte, sau în oricare domeniu, inclusiv cultură. Deci, situația de la moment a Republicii Moldova este cam asta. Tinerii nu au încredere în guvernele care au fost până în prezent. Asta este ușor de demonstrat prin prezența redusă la vot. Nu au încredere în guvern. Este posibil de urmărit și prin nivelul de natalitate. Câți copii se nasc în țară? Deoarece tinerii din Moldova preferă să facă familie în afara țării. Natalitatea este ușor de verificat prin statistică. În anul 1985 am avut peste 90.000 de copii pe an născuți, anul trecut au fost 30.000. Un alt articol care explică de ce tinerii nu au încredere în statul Republicii Moldova este neinvestirea în apartamente. Chiar toate creditele existente ipotecare sunt slab accesate de către tineri. Tinerii nu au văzut o previzibilitate propusă de guvernele anterioare, respectiv ei nu cred că merită să investească în Republica Moldova. Partidul Pace are o programă, are un plan de a menține tinerii acasă, ei sunt necesari țării. Ținând cont că suntem cel mai talentat popor din regiune, cu performanțe enorme pe plan mondial, este cazul ca tinerii să facă aceste performanțe acasă, să se descheie oportunitățile și ei să le folosească. Nu să fie doar declarații, ei trebuie să vadă ce se face exact pentru ei. Asta și noi ne propunem să facem. Vă invităm să aderați la Partidul Pace. Я горжусь тем, что я родилась в Молдове, потому что у нас очень много талантов и очень много способных детей, которых стоит поддерживать и помогать им. Поэтому я считаю, что государство должно открывать кружки и поддерживать детей в их начинаниях, потому что если не они, то без нашей поддержки они тяжело добьются своих успехов. Мы ответственны за наше будущее. И поэтому стоит помогать детям, стоит направить их на правильный путь и поспособствовать тому, чтобы мы гордились нашей молодежью, чтобы наша молодежь развивалась и добивалась высот. Bună ziua tuturor, mă numesc Mahu Vadim. Noi suntem tânăra generație cu ambiții și scopuri mărețe, însă întâlnim o sumedenie de impedimente și nu avem parte de o mână de ajutor de la nimeni, inclusiv din partea statului. De aceea am aderat la acest partid, deoarece vom fi auziți și tindem să atingem scopuri mărețe înalte. Mersi. Bună ziua tuturor! Mă numesc Sârbu Gabriela, am 16 ani și sunt din raionul Șoldănești. La vârsta pe care am reușit să fiu președintele Consiliului Raional de Tineret Șoldănești, iar această oportunitate mi-a dat ocazia să lucrez alături de tineri, nu numai să fiu unul. În raionul Șoldănești sunt foarte multe probleme. Una din ele ar fi infrastructura, și anume lipsa unui centru de tineret, a unui centru de ghidare în carieră și a activităților extracurriculare. Tinerii nu au unde și petrece timpul liber, de aceea preferă să stea în casă la jocuri la calculator decât să iasă afară cu prietenii, să meargă la o bibliotecă
sau la un club, pentru că acestea lipsesc. Împreună cu Partidul Pace, eu cred că vom reuși să aducem tinerilor aceste posibilități. Mulțumesc! Mă numesc Gherghelini Cartur, am 18 ani, sunt sportiv de performanță. Mă ocup cu sportul de la o vârstă foarte fragedă. Sportul are două fețe. Prima față este medalii, călătorii, prieteni noi, iar a doua față este muncă zilnică și traumă. Iar am aderat la Partidul Pace, deoarece doar colegii împreună cu președintele Gheorghe Cafcaliuc ne poate susține pe toți sportivii. Putem face terenuri în sate, putem deschide școli sportive în raioane și ar vrea să îndemn toți să ocupe cu sportul. Nu toți o să devenim campioni mondiali, dar sănătoși trebuie să fim toți. Mulțumesc! Hello everyone, my name is Bugăescu Maxim. I'm 18 years old. I'm a student at the Technical University of Moldova. It's my first year. And I became a member of political party PACE because I believe in this perspective, because here everyone's opinion matters, because it demonstrates me that no one should stay quiet and say that someone else should solve our problems. Of course, our youth nowadays have many problems which should be mentioned. For example, not everyone are so confident to become member of some volunteering organizations like ISEC, USASM, or Best Chișinău, because they think that it doesn't change anything. Our party comes here to say that anyone's opinion matters nowadays, yesterday, and tomorrow. Thank you. Mersi frumos. Marcel, aș vrea să spui și tu câteva lucruri pe care le consider importante pentru tineret. Bună ziua, stimată presă, stimați reprezentanți ai mass media. Eu, deci, mă numesc Marcel, am 24 de ani, sunt din orașul Orhei. Am aderat și eu la acest partid, Partidul Pace, Construim Europa Acasă. Deci, proiectele mele care vreau să le promovez aici la mine în țară, vreau să le promovez în primul rând pentru persoanele cu nevoi speciale și în primul rând pentru persoanele în etate, adică oamenii în vârstă, hai să zicem așa la linii generale, da? Și în primul rând și să aducem un viitor mai bun acasă și tineretului, da? În primul rând ca tineretul nostru din țara noastră, din Republica noastră, Moldova, de pe plaiul natal, adică să rămână aici la noi acasă și să construim valori frumoase aici împreună cu echipa Partidului Pace și împreună cu domnul Gheorghe Cafcaliuc, președintele partidului. Sperăm că împreună vom face lucruri mărețe și frumoase. Vă mulțumesc foarte mult! Acum îl invit pe președintele Partidului Politic Pace, domnul Gheorghe Cafcaliuc, personalitatea, liderul care mereu a susținut tineretul, care a implicat în activități frumoase, sociale, cum ar fi cele de voluntariat. Domnul Gheorghe Cafcaliuc, vă invit. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua doamnelor și domnilor, stimați cetățeni din țară sau din diaspora, de unde ne urmăriți online. Încă o dată salut aripa tânără și cei mai curajoși tineri pe care îi are Republica Moldova, care încrezător au făcut un pas în politică ca împreună
să ne consolidăm eforturile și să facem schimbările necesare aici, la noi acasă. Astăzi este despre tineret. Tinerii sunt prezentul și viitorul nostru, așa cum au vorbit colegii mei anterior. Tinerii sunt mândria națională, sunt speranța și încrederea noastră în ziua de mâine. Tinerii sunt cea mai mare valoare a poporului nostru. Tinerii sunt cei care, cu energia lor vulcanică, de fiecare dată, ne demonstrează că se poate ceea ce toți spun că nu se poate. Cu părere de rău și cu mare regrete, Republica Moldova, la capitolul susținerea și protejarea tineretului, are mari restanțe. De altfel, cum și la alte capitole, la ceea ce ține dezvoltarea statului nostru și prosperarea statului nostru. Astăzi, mai mulți tineri din toate raioanele țării, dar și din capitală, au aderat cu încredere la Partidul Politic Pace, văzând în noi acea echipă puternică care va asculta, va auzi, va ghida și va implementa în practica normativă și legislativă a statului, atunci când ajunge la guvernare, acele politici pentru tineret pe care ei le așteaptă, pe care ei, an de an, le vorbesc politicienilor prin mesaje din Facebook, Instagram, prin petiții online sau demersuri către instituțiile statului, la proteste sau flashmoburi, dar cu părere de rău nu au fost auzit. Partidul Politic Pace reprezintă forța politică care reprezintă tineretul în Republica Moldova. Vârsta medie a întregii echipii a Partidului Politic Pace de întreaga țară este de 30-40 de ani. Avem o aripă de tineri puternică cu tineri talentați și inteligenți. Ați văzut pe Artur, un sportiv de performanță fără egal, care a câștigat multiple campionate naționale, europene și de altă talie internațională, dar niciodată nu a fost susținut sau ajutat de stat. Toate aceste rezultate au fost atinse cu suportul doar a familiei și a părinților. Ați văzut pe Maxim Bugăescu, care ne-a vorbit perfect în engleză și a spus care sunt aspirațiile sale, fiind student deja la una din universitățile din Republica Moldova și problemele cu care se confruntă. L-ați văzut pe președintele Organizației Republicane de Tineret, Denis Sava, un tânăr cu o responsabilitate enormă, de altfel, așa cum este și colega lui Cristina, sau colega noastră Cristina Angel, Alexandru Cârpa și ceilalți tineri care sunt aici, tineri care au demonstrat prin faptele lor concrete că se poate la noi acasă. Tineri care, indiferent de atitudinea statului față de ei și de birocrații din toate ministerele țării, care totdeauna i-au respins, ei au venit cu bine. Ei au dezvoltat voluntariatul, au demonstrat prin exemplu propriu că se poate. Și astăzi le salut, le respect decizia și le mulțumesc pentru faptul că au venit în cadrul Partidului Politic Pace. Nu pot să trec peste cu vederea situația Lilianei, care a mers și a învățat peste hotare. A absolvit o instituție de învățământ din țara vecină, dintr-o țară europeană. Și nu a stat acolo cu multiplele și uriașele posibilități, începând de la salarizare, pachet social, și care le oferea viața într-o țară dezvoltată, la care Republica Moldova ține să tindă, dar a venit acasă, fiind apăsată de dorul de casă, de responsabilitatea sa față de țară și patriotism. Și aici s-a ciocnit cu instituții corupte, cu locuri de muncă ocupate de cumătri, nănași și verișori, necompetenți, dar ai cuiva. Și ea, ca și mulți alți tineri care au crezut în declarațiile politicienilor irresponsabili, au crezut că statul va avea grijă de ei, au venit acasă și s-au ciocnit cu dezamăgire. O nouă dezamăgire.
Noi, Partidul Politic Pace, fiind un partid de profesioniști cu o responsabilitate civică și o responsabilitate politică înaltă, vom crea climatul real și necesar pentru dezvoltarea și susținerea tinerilor. La această etapă, cu suportul și concurența, implicarea plenară a marea majoritate din tinerilor care vedeți aici, cei care nu sunt cu noi, dar fac parte din echipa Partidului Pace, noi am întocmit un plan concret de acțiuni pentru tineretul din întreaga țară. El cuprinde mai multe puncte și în el sunt pregătite peste 20 de proiecte de legi și hotărâri de guvern care vin să facă schimbările reale în întâmpinarea tineretului din întreaga țară. O parte din ele o să vă le aduc la cunoștință. În primul rând, noi ne propunem să alocăm anual doar pentru tinerii inovatori peste 200 de milioane de lei pentru invențiile pe care le vor face. De ce? Pentru că noi credem în forța, în capacitatea și în inteligența tinerilor noștri. Așa cum a menționat mai înainte colegul meu Denis, noi suntem în top 11 țări cu cel mai înalt IQ din întreaga lume. Asta înseamnă că Republica Moldova are un potențial enorm. Și acel potențial, în mare majoritate, este în tinerii noștri. Alocând aceste peste 200 de milioane pentru invenții, noi considerăm că țara noastră poate deveni cunoscută și poate să progreseze enorm prin produse rare și unice, inventate de tinerii noștri în laboratoarele noastre aici, la noi acasă. Și noi le vom da această oportunitate prin susținerea masivă la acest aspect. Un alt aspect care este îngrijorător și noi îl conștientizăm este lipsa unui loc de trai. Siguranța ziua de mâine, unde va locui acel tânăr sau familie după absolvirea instituției de învățământ. Și aici venim cu un proiect foarte concret, unde toți tinerii din Republica Moldova angajați în câmpul muncii, în cadrul instituțiilor statului, vor avea un credit preferențial, care n-a mai fost niciodată în Moldova, pentru mulți ani, cu 0% pentru toți tinerii din țara noastră. Și acest lucru considerăm că rezolvând problema spațiului locativ, care este una acută și foarte dureroasă, tinerii noștri, având încrederea în ziua de mâine, vor rămâne să muncească aici, la noi acasă, ca împreună să dezvoltăm Republica Moldova. Un alt aspect care este să dăm șanse tuturor tinerilor din Republica Moldova care sunt talentați, inteligenți, dar nu este vina lor că s-au născut în familie cu mai puține venituri modeste. Venim cu proiectul Cardul Studențesc cu șanse egale pentru fiecare. Ce înseamnă acest proiect? Fiecare tânăr din Republica Moldova, de la nordul, de la sudul sau centrul țării, indiferent de starea sau pătura socială din care face parte, familia care are venituri modeste, noi îi vom oferi dreptul la studii. Fiecare tânăr care va avea o însușită înaltă și își va dori să-și continue studiile în una din instituțiile de învățământ superior din țară, noi îi oferim cardul studențesc. Pe el lunar, statul va da bani pentru gazdă, pentru alimentare, pentru transport și pentru rechizite necesare ca acest tânăr să poată face studii. Și acest student să nu fie o povară pentru părinții sau familia sa, dar să fie o mândrie că capacitățile sale l-au adus la faptul că el își poate continua studiile. De ce am decis să facem acest lucru și să dăm cardul studențesc cu șanse egale pentru fiecare? Pentru că conștientizăm și știm că avem foarte mulți copii deștepți, inteligenți, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Și doar că starea financiară a familiei lor este una precară și nu își pot permite să întrețină un student ca să facă studiile, el rămâne în sat, muncește la câmp și în timp capacitățile și abilitățile sale se duc în regres. Noi credem și avem certitudinea că implementând acest proiect, tinerii
din întreaga țară vor avea șanse egale și Republica Moldova va avea mult mai mult și mult mai mulți oameni deștepți valorificați. Știm că avem foarte mulți studenți sau liceeni în Republica Moldova care sunt eminenți, care au 10 pe linie și care și-ar dori să-și continuă studiile peste hotare. Dar iarăși, studiile peste hotare sunt cheltuieli enorme care nu fiecare familie din Republica Moldova își poate permite acest lucru. Și aici Partidul Politic Pace vine cu următorul proiect de lege. Este alocarea finanțării totale a studentului eminent care are 10 pe linie să poată învăța în oricare cea mai prestigioasă instituție de învățământ din lume pe care acesta și-o alege. Doar cu câteva condiții. După finalizarea studiilor în țara respectivă, statul a investit în acest tânăr. Dacă tânărul revine în Republica Moldova să implementeze aceste studii acumulate, noi statul îi oferim loc de lucru, loc de trai și toate condițiile ca acesta să poată implementa aceste cunoștințe acasă, ca situația Lilianei să nu fie repetată și a altor mulți tineri de Republica Moldova. Și doar în cazul când tânărul alege să rămână în acea țară să muncească mai departe, în acea situație doar va trebui să rambursieze acest credit financiar pe care l-a dat statul. La revenirea tinerilor acasă, îi vom oferi locuri de muncă, loc de trai și bineînțeles că nu va restitui niciun bănuț. Un alt proiect pe care noi îl vedem și l-au spus și colegii mei aici în diferite rânduri este lipsa atitudinii și a unei viziuni clare a statului privind încătrarea în câmpul muncii a tinerilor specialiști. Ei se confruntă după absolvirea instituțiilor de învățământ cu birocrație excesivă și cu motive neîntemeiate că nu sunt acceptați la serviciu din considerentul că nu au experiență. Dar de unde să ai experiență studentul care este proaspăt absolvent? De aici noi vom echivala activitatea de voluntariat făcut de fiecare tânăr în instituțiile statului cu echivalarea stagiului de muncă. Și atunci când studentul va absolvi instituția superioară de învățământ sau o instituție profesională și va merge să fie încadrată în câmpul muncii într-o instituție a statului, acea activitate de voluntariat făcută paralel în timpul studiilor va fi considerat ca un stagiu de muncă. De ce facem acest lucru? 1. Să încurajăm voluntariatul și lucrurile frumoase în țara noastră. 2. Acest voluntariat și activitate în cadrul instituției statului va fi și ca un stagiu indirect de încadrare în câmpul muncii a acelui tânăr. Și 3. Vom scoate mecanismele birocratice care împiedică tineretul nostru să se dezvolte, să fie valorificat și țării noastre să se dezvolte. Un alt aspect care este pentru sportivii de performanță. Noi am văzut de fiecare dată când în Republica Moldova avem mare onoare și mândrie când campionii noștri mondiali, europeni, în diferite tipuri de sport, se ridice cu mândrie drapelul Republicii Moldova, politicienii decid sau nu decid, acordă sau nu acordă un suport standard tinerilor care au atins astfel de performanță. Noi considerăm că tinerii sportivi care au obținut locul întâi la campionatele mondiale trebuie să fie asigurat imediat cu un loc de trai, vorbim de apartament, și cu un salariu constant, decent, ca el în continuare să-și poată dezvolta atât abilitățile și performanțele sportive, cât și se poată, de ce nu, să-și permită și să profeseze, să antreneze și să transmită acele experiențe și altor tineri care sunt în domeniul sportului. Sunt multe alte proiecte despre care am vorbit, numărul celor peste 20. Acestea doar câteva pe care le-am enumerat în discursul meu. Sunt încrezător că împreună cu tinerii noștri, Republica Moldova are viitor. Fac un apel către toți tinerii din țara noastră care sunt neîndreptățiți, sunt batjocoriți de instituțiile statului, să ciocnesc cu aceste acțiuni birocratice și nu sunt valorificați, aderați cu încredere la echipa Partidului Politic Pace.
veniți alături de noi în Partidul Acasă Construim Europa ca împreună să rezolvăm cele mai stringente probleme ale tinerilor, să implementăm cele mai bune practice, acte normative și legislative prin care să schimbăm radical viziunea statului și atitudinea statului față de tineri. Ca împreună să facem un viitor luminos pentru noi, pentru tinerii noștri și pentru urmașii urmașilor noștri. Vă mulțumesc!